Podul din Găiești, care face legătura dintre drumul național 61 și autostrada A1, arată ca după război. Indiferent de manevrele prin care încearcă să le evite, fiecare denivelare e simțită de șoferi. E pericol că trebuie să mergi cu viteza redusă. Am văzut că intră pe contrasens mulți dintre ei, dintre șoferi. Să ocolească gropile, intră pe contrasens. Păi mai intră ca să ferească, să nu dea pe-n grop. Și a fost înlădit acolo, e lăsat așa. Nici sub pod nu este mai sigur. Oricine trece pe acolo riscă să fie lovit de bucățile de tencuială care cad la vibrațiile podului. Trece o mașină din copla. Dacă nu ești atent, mor bărci, bucăți de beton, domnule. Du-te să vezi cu ochii dumneata, să vezi că la intrarea alimentară cade plăci. Lucrarea de 9 milioane de euro prin care cei de la drumuri ar reabilita integral podul cârpit până acum de drumari, nu se știe când se va concretiza. Praiște, pe aici că-l face drumul, dacă nu ne-o vei să-l facă. Există toate șansele ca cel târziu la 1 septembrie să fie emis ordin pentru începerea lucrărilor. Până atunci însă șoferii nu au decât să-și riște în continuare viața și să spere că autoritățile vor face anul acesta reabilitarea.